Cu ce probleme de sănătate se confruntă Otilia Bilionera după Survivor? Am început să am sângerări. Otilia Bilionera a fost eliminată din competiția de la Survivor România din cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat. Deși s-a întors în România, starea sa de sănătate nu s-a îmbunătățit. În cadrul unui interviu recent, artista a făcut noi dezvăluiri. După mai multe investigații, medicii care se ocupă de concurenții de la Survivor au decis că cel mai bine pentru artistă ar fi să se întoarcă în țară. Problemele sale de sănătate nu i-au permis să meargă mai departe în competiție. Mai mult, deși în Dominicană a urmat un tratament din cauza condițiilor, starea sa s-a agravat. Cu puțin timp înainte de a reveni în România, vedeta le-a transmis fanilor săi un mesaj în care a vorbit despre momentele grele prin care trece. Bună, dragilor, mi-a fost foarte dor de voi. După cum știți, din cauza unor probleme medicale, am fost eliminată seara trecută din competiția survivor România. Am fost tratată în mai multe reprize cu antibiotice puternice, luate pe stomacul gol, însă infecția urinară și inflamația la ovare pe care le-am făcut fix înainte de competiție, nu au cedat deloc. Tratamentul nu își făcea efectul din cauza condițiilor nefavorabile, ploaie frighe tât. Mai mult am început să am sângerări gastrice și dureri puternice de stomac. Medicul a intervenit de urgență și mi-a dat un tratament care să îmi amelioreze durerile și să oprească sângerarea. Fiind suspectă de gastrită sau ulcer, medicul a luat decizia corectă de a mă scoate din competiție, a dezvăluit Otilia Bilionera în mediul online.